Salutare din București și bine ați venit pe Încă Ceva. Numele meu este Marius, iar pentru cei care nu știu acest canal, pe Încă Ceva găsiți discuții aprofundate pe tema Game of Thrones, ce la filme și serial, discuții de entertainment, podcast-uri de entertainment și foarte, foarte multe altele. Așa că dacă luați genul ăsta de conținut mai nerd și mai geeky și mai diferit față ce facem în mod normal pe YouTube românesc, e bine l-ați găsit, așa că de ce să nu mai... Că de ce să nu apăsați subscribe, ca să nu pierdeți următoarele clipuri. Asta e un top. De obicei nu facem topuri, dar ocazional facem niște topuri. Ăsta este top 10 filme horror all time / recomandatele mele. Evident, vor exista vreo 20 de filme în total, cred o să fie până la urmă. Asta și din cauza că sunt foarte multe filme, alte filme, care nu intră în top 10, dar care merită văzut, fără niciun fel de reținere. Așadar, fără să am pierdut timpul, haideți să intrăm în top 10 filme horror pe care trebuie să le vezi dacă ești fan filme și filme horror. Principalul criteriu pe care l-am avut în alcătuirea acestui top nu este cât de tare m-am speriat, ci cât de bine a fost construit filmul și câtă influență a avut filmul respectiv, nu numai în filme horror, ci și în cinematografie în general. Astfel că nu o să includem toate filmele cu jumpscare-urile posibile, nici nu contează de mult câți bani a făcut. Deși cea mai mare parte dintre ele, veți vedea, au făcut foarte, foarte mulți bani. Există mii, sute de filme horror pe gustul foarte multor oameni, dar astea 10 sunt filme pe care eu vă-l recomand ca și cele mai bune filme horror ever. Așa că fără să pierd timpul, haideți să începem. Pe locul 10 și probabil unul de cele mai văzute filme în ultimii 20 de ani horror și des menționat este The Ring, filmul din 2002, inspirat după un film japonez numit Ringu din 1998, cum vă spuneam. Până și filmul din 98 este inspirat, este adaptarea unei novele din 1991. Și ce este important The Ring, în afară că ne-a introdus fetele cu păr lung în față, ude luarcă și care ies în televizor, și care au continuat după aia să apară în nenumărate filme cu mișcări sacadate și cu copiii care merg invers cu mâinile și așa mai departe. Ei bine, în primul rând, a introdus pe piața vestică enorm de multe filme de genul ăsta japoneze, cum au fost The Eye, The Cringe, Mirrors și foarte, foarte multe altele. Foarte multe dintre filmele curente, până și Final Destination și foarte multe dintre filmele definitorii de groază din anii 2000 au urmat sau au avut succes datorită deschiderii pieței de către The Ring. De aceea The Ring din 2002, fără continuarea sa The Ring 2, The Ring pentru mine merită absolut să fie în top 10. Mai ales că la final e și aproape ok ca și story, ca și poveste. El ca și structură s-a născut în Japonia mai mult pentru datorită de fapt unei tendințe japoneze de a-și îmbrăcișa tradiția și de a urâ tot ce este modern. De aceea caseta video și mai târziu probabil că shared movies and all that shit. Pe locul 9, filmul modern, considerat, cu siguranță cel mai apreciat film horror al ultimilor 10 ani, și anume The Conjuring. Filmul care a stârnit sau a deschis sau a refăcut sau a repornit piața de horror în 2010 plus. Dacă The Ring în 2002 începea piața de horror după o perioadă de stagnare oarecum, ei bine, la fel, se ajunsese la un punct în care toate filmele horror erau cam la fel și erau cam neapreciate. Și atunci apare The Conjuring. The Conjuring apare după Amityville Horror și este inspirat după povești aparent reale, să spunem așa, dar documentate mai puțin, ale soților Ed and Lorraine Warner. Coincidența face că Warner Media, Warner Brothers, este cel care produce. Evident, e o coincidență totală. Ideea este că Ed și Lorraine, pe parcursul anilor, au documentat mai multe cazuri de poltergeist, de prezență demonică în diferite case, ca să zic așa. Și atunci, pe parcursul anilor, apar diferite filme. Unul dintre aceste filme este acest The Conjuring, regizat de către James Wan, care de asemenea după acest film a ajuns să fie considerat unul dintre cei mai buni regizori în momentul de față de action horror de la Hollywood. Așa că Mr. James, good fucking job. Filmul în sine povestește clasică, o casă bântuită, și este din toate punctele de vedere un film mai mult decât ok. Din nou, respectând ideea de film bun. Și actorii sunt buni, regia e bună, filmul, povestea, totul are sens. Un fapt curios este că casa unde s-a filmat între timp
Proprietarii casei nu s-a filmat, altă în judecată între față Warner, pentru că se pare că săptămânal vin sataniști acolo care tot încearcă să facă chestii și oamenii s-au cam săturat. Dar cam asta e. Puneam aici și Lorraine Warner, ai găsit online tot felul de povești despre ei. Tot ei au fost inspirația și pentru The Amityville Horror, un alt film horror de pe la sfârșitul anilor 2000, ce la fel a stârnit foarte multe discuții la vremea respectivă și care nu a fost deloc rău, dar nu la fel de influent ca The Conjuring. Pentru că The Conjuring ne-a adus toate anabelurile, toate nanurile și așa mai departe. Așa că, strict pentru poveste, dar și pentru influența pe care a avut asupra restului filmelor, The Conjuring merită văzut. S-a plecat după The Conjuring să aveți poftă și de alte chestii. Așa că, de ce nu? Hit that shit. E din 2013, așa că nu e foarte vechi. Pe locul 8 și fără doar și poate unul dintre filmele reprezentative ale horrorului și des menționate mai ales pentru stilul de film și mai ales pentru că a dezvoltat o întreagă franciză nebună după el, este The Evil Dead. Pentru cei care nu știu, este făcut de Sam Raimi, the guy who made, ăla care a făcut Spider-Man-ul la începutul anilor 2000, el a făcut The Evil Dead. Dacă vă întrebați de unde a început el, de acolo a început, de la Evil Dead, alături de nimeni altul decât Bruce Campbell. Pentru cine este în nerd culture, nerd stuff, geek stuff, n-ai cum să nu știi de Bruce Campbell. Și nu ai cum să nu știi de Army of the Dead. Army of the Dead este un sequel pentru Evil Dead, nu e în topul nostru, dar Army of the Dead este un classic în toate punctele de vedere. Sharp smart, sharp smart, știi? Și enorm de multe alte replici care au devenit, practic, au devenit sinonim cu Bruce Campbell și cu horror movies și cu Evil Dead mai târziu un an și care le găsiți hashtag-uri non-stop. Pe lângă asta a fost un film cu un super low budget, undeva la 50.000 de euro sau 90.000 de euro pe vremea respectivă și a avut un succes enorm de mare, deși a fost foarte greu de vândut. Filmat este filmul de asemenea care a inspirat după el enorm de multe alte filme de genul found footage ca și Blair Witch și Paranormal Activity. Pentru că ei, povestea în film este a unor tine care ajung într-o cabană, din nou, cabana respectivă, primul film care a adus oamenii în cabană, în pustietate și a făcut acest setup și au găsit acolo ceva. Și de aici încolo, evident, povestea. Army of Darkness, film din 92, este mult mai comic, dar este un horror comedy, să zic așa. Așa că dacă vreți să vedeți un film fundament, un film cu adevărat la baza stilului horror și dacă vreți să citiți sau vreți să vedeți, dacă vreți să apucați să scrieți un horror, trebuie să vedeți The Evil Dead. The Omen. Filmul care a definit filmele de groază în anii 70, dar care, din păcate, nu mai este la fel de bine cunoscut. În schimb, a născut foarte, foarte, foarte multe inspirații după el, dar nu neapărat în linie directă. De ce spun asta? Omen este la fel, vine după The Exorcist, în 1976, și vine din nou cu portretizarea Bisericii Catolice într-o poziție mai puțin drăguță, de asemenea, și vine de asemenea într-un moment în care există niște turbulențe sociale în America vis-a-vis de parenthood și ce s-a numit părinte. Și pune toată chestia asta într-un film foarte mișto numit The Omen. E vorba despre fiul diavolului, părinții sunt ambasadori în Italia, mama pierde copilul la naștere și primește acest copil, fără ca ea să știe că nu e copilul ei, iar copilul se dovedește a fi none other than a bad fucking motherfucker. Trebuie să vedeți filmul ca să vedeți ce se întâmplă acolo. Filmul e foarte interesant și la fel este unul dintre, ce spun că este foarte relevant, pentru că i-a învățat pe foarte mult regizor să facă horror fără monștri. Dacă în Exorcistul ai horror fără monștri până la un moment dat, la un moment dat începe monstru, știi? Iar The Omen este acel horror without, ceea ce este foarte, foarte important. E un horror de sentiment intern, e un horror al emoțiilor umane, e un horror care te face să rămâi, te face să fii, știi, on your toes, pe vârful picioarelor, dar prezentându-ți, justapunând, știi, răul absolut cu binele absolut, copilul care este rău. Foarte interesant, foarte bun de asemenea și trebuie văzut. Și dacă vrei să mă, din nou, dacă vrei să mă stai ce înseamnă să filmezi o scenă horror fără monștri, check it out. Don't let him kill me. Shh.
6. Și acum trecem poate la cel mai vechi film din toată categoria noastră, și anume un film din 1973. Este vorba despre Exorcistul. Exorcistul este considerat unul dintre cele mai bune filme, punct, nu neapărat. Dacă ar fi un top 100 de filme, Exorcistul ar fi în el. Și asta pentru că are o poveste foarte bine scrisă, foarte bine dezvoltată. De asemenea, pentru un film din 1973, suntem la începuturile horrorului modern. Iar felul în care Exorcistul a deschis această ușă va fi aparent abia în momentul în care vedeți. Pentru că până la acesta mai existau filme horror, existau foarte multe B-movies, foarte multe filme proaste care se voiau a fi horror, cu vampiri, cu moși, cu așa mai departe. Dar niciodată nu stârneau această emoție viscerală. De altfel, Exorcistul, în anii 73, inițial nu a fost foarte râvnit ca și distribuție, dar odată ce a fost lansat, a fost unul dintre primele filme, mai ales horror, care aveau cozi la intrare. Atât de puternic a fost filmul. De asemenea, una dintre imaginile folosite în film, ca scena cu masturbarea, crucifixul, care mai târziu a inspirat Marduk cu Also Fuck Me Jesus, așa mai departe, și mii de alte discuții pe tema asta, filmul a provocat foarte multe reacții adverse, mai ales pentru că punea Biserica Catolică o pune într-o imagine destul de negativă sau o pune într-o imagine puțin suspectă, cel puțin. Și atunci tot acest balon, toate aceste circumstanțe sociale și raportul mamă-fică și exorcismul în sine și felul în care se dezvoltă acțiunea și această ritmică, această cadență ritmică, știi, se pleacă de la foarte low și oscilează către foarte puternic, dar într-un ritm constant, fac ca filmul, chiar și în momentul de față, după 45 de ani, filmul încă stă în picioare. Încă este un film horror la care te vei uita și vei avea câteva senzații legate de ce vezi acolo, ceea ce e foarte important. Exorcistul este inspirat după o novelă din 1971, iar novela este inspirată oarecum după fapte reale. După fapte reale în sensul că, de ce spun oarecum, pentru că nu se știe exact cum se numea personajul, băiatul care a fost exorcizat, un băiat de în vârstă de 14 ani. Dar dacă vreți să aflați mai multe, cu siguranță găsiți pe internet tot felul de articole despre acest exorcism. Dacă vreți să aflați mai multe, puteți găsi pe internet căutând exorcismul lui Roland Doe. De acolo s-a inspirat filmul. De asemenea, The Exorcist a fost nominalizat la Oscar pentru Best Movie, ceea ce este rarissimo și nu s-a mai întâmplat niciodată de atunci până acum. Practic, un film horror care să fie considerat cel mai bun film al anului. Nu a câștigat, evident. De altfel, a câștigat premiul Oscarul pentru muzică. Acele... Dacă există niște piese, niște sunete iconics, ele vin din horror. O să le punem în clip să le ascultăm de fiecare dată. Intrăm acum în top 5 și probabil top 5 ăsta la fel de important ca și top 10, dar în top 5 găsim filmele care au avut și mai mare influență și pe locul 5 găsim The Shining. Este un film cu un regizor absolut faimos, Kubrick, și este făcut după o carte de Stephen King. Și este una dintre producțiile alea pe care și acum este inclusă în 1000 de topuri de genul Best Movie Ever, nu Best Horror, Best Movie. Este un film extrem de bun pentru 1980. Kubrick de altfel a dezvoltat niște tehnici de filmare noi, a dezvoltat niște scule noi. Primul hand glider pentru cameră a fost dezvoltat de Kubrick. Și asemenea este unul dintre filmele care au făcut sau au avut o recepție foarte interesantă din toate punctele de vedere al oamenilor. Pentru că la început a fost foarte greu să-l vândă. Se vorbește foarte mult de alcoolism în el, de asemenea o problemă constantă a societății americane. Asta spun că filmele astea, horrorurile astea vechi sau horrorurile astea bune, să spunem așa, nu atacă doar hai să te sperii, ci vorbesc despre ceva real, despre o frică reală a zeitgeist-ului, o frică reală a societății în acel moment. De aceea The Shining este foarte interesant, nu doar pentru că are o poveste foarte bună, dar pentru că este filmat foarte bine, ci pentru că are influență socială foarte puternică. De-aia e un film extraordinar de bun, filmul ăsta. Și chiar dacă îl vezi acum după 40 de ani aproape, cu siguranță ți se va părea extrem de bun. Jack Nicholson face o performanță care a rămas mimed, iconic, cum vrei tu, în scena cu ușa spartă. De asemenea, Room 237, care la fel este un meme forever and ever and ever. Și de asemenea, poate cea mai cunoscută
chestie este Red Rum. Pentru foarte mulți oameni care joacă jocuri, se uită prin nerd culture în general, ați văzut acest Red Rum, Red Rum, și poate n-ați înțeles ce este. Este murder, spelled invers, adică scris invers. De aici, Red Rum. Red Rum fiind o chestie repetitivă în novelele lui King. Dar filmul l-a făcut ca Red Rum să devină extrem de cunoscut. Și ăla pe locul 5, The Shining, de Kubrick, după un film, după o carte de Stephen King. Absolut must see. Absolut must see. Here's Johnny! Locul 4. Și aici intrăm într-un alt film făcut de un mare regizor, mare scenarist, și anume Steven Spielberg. Și despre ce film e vorba? Nimic altceva decât Poltergeist. Dacă vedeți, în 1982 apare. Practic în anii 80, la începutul anilor 80, intrăm în această fază de maturizare a filmului horror, de... Dacă în 73 și 76 avem Exorcistul și Omen și prin 68 avem filmul lui Polanski, Rosemary's Baby, pe care vom menționa mai târziu la menționările speciale, să spunem așa, care se bazează foarte mult pe a face un film horror după poveste reală, cât mai reală, începând Exorcistul în scena de groază, care vrea să fie de groază de altfel. Ei bine, în 82 Spielberg vine și spune, e momentul să aducem și partea de tehnologie, să facem acest upgrade, să facem horrorul mai horror, mai cu efecte speciale, mai demons and shit. Pentru că încă era foarte greu să faci lucruri pe partea asta. De altfel, Spielberg a vrut să facă mai întâi din Poltergeist, a vrut să facă un sequel horror pentru Întâlnire gradul 3. Dacă nu l-ați văzut, e un film de Spielberg extrem de bun, la fel în top 5-ul lui Spielberg, Spielberg este și acest Întâlnire de gradul 3. Și aici intervine Exorcistul. Iar Exorcistul trebuia să fie, este scris de către Spielberg, este produs de către Spielberg și trebuia să fie și regizat de către Spielberg, dar nu a apucat să o facă din cauza unei probleme de contract vis-a-vis de E.T. Dar, dacă asta înseamnă că Spielberg nu a fost prezent la fiecare cadru dându-și directivele, ei bine, asta nu putem să spunem. Astfel că este o producție Spielberg aproape 98,5%. Și se vede chestia asta. Poltergeist este unul dintre acele filme care a numai că a stârnit enorm de multe reacții după el, numai că a creat o franciză întreagă, a avut un reboot acum 5-6 ani, dar este unul dintre acele filme care a rămas, la fel, a redeschis, practic, cutia aceasta de filme, de nou val de horror, un alt fel de horror, horrorul cu posesie, horrorul cu bântuire și mai departe. Pentru că, de ce spun asta? După Omen, în 78 apare primul Halloween și apoi urmează o serie de slasher movies, printre care, bineînțeles, o să ajunge și la celelalte câteva mențiuni speciale. Dar vine acest Poltergeist care schimbă paradigma din nou și pune filmele horror din nou într-o lumină mai creativă, să spunem așa. Deși urmează mulți ani până când va apărea din nou un film horror. Top 3. Ajungem aici la top 3-ul meu personal. Și pe locul 3 este nimeni altul decât Blair Witch Project. Un film de 50-60 de mii de dolari, un buget, care a încasat peste 250 de milioane. Și asta vă spune cât de multă lume a fost atrasă de el. A avut, în principal, povestea în sine nu este neapărat bună, sau nu este neapărat extraordinară. Filmat nu este extraordinar, dar este revoluționat ca și concept, este revoluționat ca și comunicare. Pentru că este marketat la Sundance, se spune oamenilor că este cu adevărat found footage, au găsit casetele astea video și le-au montat și au făcut un film, dar ca actorii din film chiar sunt dispăruți și nu au mai fost văzuți niciodată. Și treaba asta persistă câteva luni bune. Foarte mult timp lumea crede că se uită la ceva real. Și bineînțeles că asta face ca filmul să aibă un succes fenomenal, nu neapărat cum a fost filmat. Dar în sine filmul este de sperie, din nou, fără a vedea un monstru, fără a avea jumpscare-uri și așa mai departe. Este foarte bine făcut, filmat, handheld, ca și cum chiar ai filmat ceva real. Pe parcursul filmului nu ai cum să nu te întrebi anumite chestii, adică și cred că și oamenii că s-au dat atunci prima dată, dar
mitul acesta al poveștii foarte adevărate a luat o viață proprie și a dus filmul ăsta. Iar după el, Potopul, cu tot ce înseamnă found footage, de la Paranormal Activity 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, whatever the fuck, unde suntem acum, la două Blair Witch-uri, la magazine, la tricouri și mai departe. Blair Witch Project, din punctul meu de vedere, a însemnat pentru horror încă un pas în față. De aceea este pe locul 3. Locul 2, și anume The Exorcism of Emily Rose, un film din 2005, care nu a fost foarte apreciat nici la vremea lui, nici acum. Ideea este că dintre toate filmele astea horror, la fel, care povestesc fapte reale, pentru că nu poți să spui, ăsta este cel mai documentat fapt real. Dacă în cazul lui Ed Warner, poveștile lui sau Linda Warner, sunt, poveștile lor sunt mult mai loosely based, să spunem așa, și documentare de ei doi în general, ei bine, aici avem de-a face cu un caz extraordinar de mediatic, extraordinar de documentat, din nou care pune lumina foarte deschisă pe Biserica Catolică. Și aici e vorba de, ca și structură, e vorba de o fată ce este posedată, la sfârșit moare. Ca asta se întâmplă și în film, asta se întâmplă în realitate. Ideea este că fata a avut foarte multe, a spus foarte multe chestii, a comprat anumite feluri și a murit având 30 de kilograme. N-a mai vrut să mai mănânce. Asta a fost ideea. Iar mormântul ei, în momentul de față, este considerat loc de pelerinaj. De ce? Pentru că foarte mulți care au crezut în exorcism, care au crezut în poveste, consideră că aceasta este oarecum o sfântă. De ce spun asta? Ei bine, va trebui să vedeți filmul care prezintă aceste lucruri într-un fel foarte mișto. Din nou, un film fără monștri, fără jumpscare, fără demon care te apucă de gât. Un film foarte, foarte matur. Și care a primit în media review destul de mici, adică undeva la 6,5-7. Și pentru că foarte multă lume îl consideră cel mai realist film horror și astfel este considerat a fi oarecum propagandă pentru Biserica Catolică. Pentru că, de altfel, Biserica Catolică și părinții fetei, în realitate, a fost judecați să fie condamnați pentru omucidere. Pentru că nu a avut grijă de acest om, fiind considerat că ea era nebună, de fapt. Dar pe parcursul, veți vedea că pe parcursul judecății, tribunalului, veți vedea că apar tot felul de elemente care pun la îndoială teoria asta că ar fi doar un caz de un om nebun și că părinții și preoții au vrut să o ucidă. De aceea filmul, din nou, are niște contexte sociale, dar este foarte bine filmat. Și veți observa că există o legătură oarecum, vă cer îngăduință să o găsiți, între povestea de la Amityville, care se inspiră oarecum și anumite elemente din această poveste a lui Emily Rose. O anumită oră la care se întâmplă lucrurile. Așa că, challenge given, check out The Exorcism of Emily Rose. It has begun. For the glory of God. Number fucking one. Și suntem acum la numărul 1. Filmul care, pentru punctul meu de vedere, din ultimii 30 de ani, aș spune că este cel mai bun film horror. Dacă The Exorcism of Emily Rose a fost un film controversat și care aduce anumite chestii în lumină și care poate fi interesant, dacă Poltergeist a fost un film revoluționar, dacă Blair Witch Project a fost un film revoluționar, de asemenea care a schimbat structura, dacă The Conjuring a definit ultimii 10 ani de producții horror, e bine, există un film în momentul de față care a readus în discuție filmul horror ca și operă creativă, ca și operă care poate fi mai mult decât jumpscare, care poate să facă din nou povestea să fie super mega interesantă și să fie pusă într-un alt context. Nu mai avem nevoie de case părăsite, nu mai avem nevoie de gri, negru și lipsă de lumină. Ce avem nevoie e o poveste foarte bună. O poveste care să fie apreciată de orice vârstă, o poveste care să fie, care să fie bine scrisă, bine structurată și care să vorbească despre frica cea mai mare a copiilor, și anume un clown. E vorba de nimeni altcineva decât It. Filmul din 2017, care pur și simplu a răstălmăcit întreaga lume.
este filmul care a rearătat că un horror poate aduce lumea la cinema, nu numai pentru a fi speriați, nu numai pentru a vedea întunericul, ci a aduce lumea, a făcut 700 de milioane de dolari la box office și a adus lumea înapoi pentru o poveste extraordinar de bine spusă, pentru un cast foarte bine ales, pentru actorii extraordinar de bine și pentru cinematografie excepțională. De aceea, din punctul meu de vedere, dacă este să vedeți un film în ultimii 20 de ani, care să merite absolut și care să țină, pe lângă influență socială, pe lângă foarte bine făcut, trebuie să fie și poveste bună, să fie și bine executat cinematografic, modern. Și atunci, aici intervine acest It. Abia aștept capitolul 2 și sper să vă placă și vouă capitolul 1. Acesta a fost top 10, dar pe lângă acesta 10, mai există câteva filme despre care aș vrea să vorbim. Sunt filme care nu am integrat aici, dar care la fel au influențat sau au definit într-un fel sau altul felul în care percepem filmele horror. Ce frig e în momentul de față. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut, sper că v-a plăcut suficient de mult, gândiți să lăsați like-ul, share-ul și evident comentul. Iar dacă nu ați făcut încă, apăsați subscribe pentru a mai prinde clipuri de genul ăsta. Bun, ne mulțumesc băieților și fetele pe Patreon, întotdeauna o plăcere să fie altor de voi. Săptămâna viitoare. În următoarele două săptămâni vom face un meetup cu oameni de pe Patreon. Pentru cine vrea să vină, absolut, sunteți bineveniți întotdeauna. Nu știm încă locația, probabil va fi la Tunes, poate să fie și în altă parte, nu este musai, așa că vorbim pe Patreon. Mulțumesc că a fost alături de mine și pe data viitoare nu rămân decât să vă urez vizionare plăcută, numai de bine, baftă!